Concomitent cu ziua Comunei Moara a avut loc duminică și ziua Recoltei, manifestare aflată tot la prima ediție. Pe stadionul din Moara, 10 de producători locali și-au expus produsele din diverse domenii. Comuna Moara a îmbrăcat straie de sărbătoare duminică 19 august, când a avut loc prima ediție a Zilei Comunei, sărbătoare care s-a suprapus și cu ziua Recoltei. Când m-am gândit să fac ziua comune, am zis, și noi Moara trebuie să avem ceva. Celelalte comune se mândresc, cu o zi, cu o ram. Noi eram cumva mai uitați, de am făcut ziua asta să fie a noastră, să comunicăm între noi, să ne socializăm și să ne promovăm și noi comunele. Alte comune au ziua lor, ziua toată fundă, dar noi nu avem nimic. Și ați dați, fiecare producător este expus să apară și să știe că în Moara sunt oameni, după mine, cei mai gospodari. Producătorii locali au apreciat inițiativa primarului Comunei Moara de a organiza atât ziua comunei cât și ziua recoltei. Pentru această zi specială am pregătit o expoziție de costume naționale și o să organizăm și o tombolă și ce se va strânge vor fi donate grupului folcloric din Comuna Moara și aveți un producător local. Noi avem o tradiție destul de îndepărtată. Tatăl meu, domnul profesor Constantin Irimia, este directorul Căminului Cultural și el menține tradiția și încercăm să atragem cât mai mulți copii și să continuăm aceste lucruri. Este prima dată, deci este prima dată când se organizează, domnul primar. Suntem foarte bucuroși și sperăm să devină o tradiție. Ce aveți mai exact? Cămăși. Noi cămăși naționale, deci cu margele, făcute margele de comandă aduse. Eu, mama și fata. Noi avem două cu meseria asta. Păstrați tradiția. Păstrăm. Tare ne place. Așa o ieștărmușă iar din nou moda veche, dinainte și iară. Și noi cu asta ne ocupăm. Am făcut vă 50 comenzi date. E frumos, că la noi nu a fost așa ceva niciodată. Am domnul primar vrea că a vrut el să facă foarte frumos. Asta voiam să vă întreb, cum apreciați această inițiativă de a organiza și ziua comunei și ziua recoltei? Sunt de acord. Toți sunt de acord. Tare le place, dacă la noi nu a fost niciodată în comun așa ceva. Socrii mei sunt producători de miere, ei sunt apicultori și noi ne-am gândit decât să mai vindem mierea nemților, mai bine o vindem noi și păstrăm totul în familie. Cum apreciați inițiativa domnului primar de a organiza și ziua recoltei pe lângă ziua comunei și astfel aveți posibilitatea de a vă expune produsele? Mi se pare o idee foarte bună și cu ocazia aceasta ne lăsăm și noi și ne facem cunoscut toți producătorii din Moara. Am venit cu niște produse tradiționale, cozonac cu nucă și rahat, plăcinte, prăjiturele, când tot ce e mai bun și cu multă mândrie. Cum apreciați inițiativa organizării acestor evenimente, faptul că vă puteți expune produsele? Cum să zic, sunt foarte mulțumit că s-au putut organiza acest eveniment. Foarte bucuros, să zic. Era nevoie de... Chiar era nevoie. Era nevoie de așa ceva și chiar este bine pentru comună, pentru toată lumea. Avem smântâne, brânză de vaci și telea mea se arată de oi. Aia se produse, sunt din gospodăria noastră proprie. Noi suntem mândri de efortul care l-a făcut domnul primar ca pentru această zi, sărbătoarea Ziua Comunii, Moara, și îl felicităm și dă-i Dumnezeu să aibă gânduri bune să promoveze comuna în tot anul. Un sobor de preoți în frunte cu primarul Comunei Moara, Eduard Minski, au trecut pe la standurile producătorilor și le-au sfințit cu aghiazmă.